Pe lângă mulți oameni sărmani care au nevoie de ajutor, sunt și ucrainieni care pot să supraviețuiască fără probleme cu banii cu care au reușit să intre în Uniunea Europeană. Unii au declarat cinstit, alții însă au încercat să păcălească vame și iar acum regretă. În Vamalbița albița din Vaslui, polițiștii de frontieră au găsit în mașina unui cuplu de refugiați peste un milion și jumătate de dolari, ceasuri, bijuterii și genți scumpe. Banii cu care ucrainenii au intrat în România erau strânși în teancuri împachetate, câte 5 în folie alimentară Bancnotele astfel așezate erau transportate în pungi pentru cumpărători, unele negre din plastic și altele din rafie în total, inspectorii vamali au numărat 1.600.000 de dolari și peste 50.000 de euro. La punctul de trecere a frontierei albița, cei doi soți ucraineni care veneau din Republica Moldova nu au declarat valuta, iar în bagajele lor au fost găsite și alte valori importante. 9 ceasuri de diferite mărci, bijuterii, 24 de genți inscripționate cu mărci de renume. Inițial străinii au spus că sumele nu le aparțin și că sunt ale unor rude din Republica Moldova la care au stat câteva zile și care i-ar fi rugat să le ducă mai departe în Uniunea Europeană. Apoi s-au răzgândit și au spus că banii, ceasurile și bijuteriile sunt ale lor. Parchetul din Vaslui a deschis un dosar penal pentru contrabandă. Bunurile și sumele de bani au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. După ce le-a fost confiscată averea, ucrainenii nu au mai vrut să-și continue călătoria în România și s-au întors în Republica Moldova. Potrivit poliției de frontieră, de la începutul războiului în Ucraina, prin vămile românești au trecut zeci de ucraineni cu sume mari asupra lor, dar de fiecare dată când a fost vorba de mai mult de 10.000 de euro, banii au fost declarați. În fața hotelurilor în care refugiații s-au cazat în România, sunt parcate mașinile lor cu numere de Ucraina. Aici suntem în Brașov, într-o zonă unde sunt găzduiți 100 de străini. Unii au autoturisme care valorează și 90.000 de euro. Irina Berenstein era avocată în Odessa. Toamna trecută și-a investit banii în trei apartamente de lux din oraș. Acum se uită cu groază la știri. And we will find money to, uh, remake everything. Potrivit reglementărilor la intrarea în Uniunea Europeană, orice sumă mai mare de 10.000 de euro trebuie declarată în scris autorității vamale.